Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre biografia actorului Saim Güveloğlu, Midat din serialul Melek. Actorul turc Saim Güveloğlu s-a născut în anul 1985 în Adana, după ce a absolvit departamentul de inginerie informatică la METU și a luat masterul în rece la departamentul de teatru și film al Universității Kadir Has. În 2006 și-a început cariera de actor și mai târziu de regizor și profesor de actorie. A susținut cursuri la departamentul de teatru al Universității Kadir Has și în propriul atelier. A filmat mai multe scurtmetraje și a apărut pe micile ecrane pentru prima dată cu personajul Midat în serialul Melek.